Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește prăjitură foietaș cu cremă de zmeură. Haideți să vă arăt ingredientele. Vom avea nevoie de următoarele ingrediente. Haideți să vă arăt. Vreau să vă arăt prima dată aluatul. Aici am un aluat, așa se numește. Stați contort invers să o vedeți. Aluat de foietaș. Aluat de foietaj, da. Asta e numele, asta e firma, care are 800 de grame. Are două foi înveliți separat, care o să vină desfăcut, tăiat bucăți și pus în tepsie și le coacem, dar vă arăt. Deci avem nevoie de aluat, 800 de grame. Avem nevoie, eu am aici frișcă 700 de mililitri. Avem aici 200 de grame de zmeură congelată, 1 litru de lapte și 2 budinci de tot de căpșuni din de zmeură. Deci tot fructe roșie. Deci o să facem, cum v-am spus, o prăjitură foarte delicioasă cu budincă și cu frișcă și cu smeură. O să iasă o bunătate. Dragii mei, după cum vedeți, eu am desfăcut foietajul care v-am arătat. Deci am două bucăți așa, care le-am descongelat, era congelat. Și acum din jos am folia, bineînțeles. O să tăiem foarte ușor așa, să nu tăiem masa. Uitați așa, coț că vreau. E moale, că numai ce s-a descongelat, să știți. Și acum o să facem asta, să vină în trei. Așa. Să fie egale. Stai aici să o strâns un pic. V-am spus că e moale, trebuie lucrat cu ea foarte finuț. Și acum, cum vedeți, am tăiat pătrat, dar de ce nu taie cuțitul? Și uitați cum facem. O îndoim așa în două, vedeți? Așa le îndoim. Așa de greu să lucră când se dezgheață, foarte greu. Să știți că se lucră foarte greu cu ea. Și de ce le dai aceste forme? Care e scopul, mama? Că se desface un pic așa și crema vine în mijloc. Deci câte avem? 2, 4, 5, nu? Așa. Și hai să facem câteva drepte. Dragii mei, după cum vedeți, le-am îndoit în două. Când se coace, ea se ridică și se desface, știți? Și vreau ca să fie ca o bărcuță. Și în mijloc o să punem crema și peste o să punem fructele. O să vedeți când o fi gata cum o să arată. Și astea patru o să fie două, care o să fie exact așa pătrat ca cremeșul, o să fie un strat de budincă, un strat de frișcă. Deci două forme diferite. Da. Două feluri, exact din aceeași ingredient, facem două modele, forme. O să vedeți, acum o să punem la cuptor și când e gata, o să revenim. Că între timp trebuie să fac și budinca. Cum se vede, am pregătit aici a doilea pomasă, că v-am spus că sunt două bucăți într-un pachet. Prima am băgat-o deja în cuptor să coace și a doilea le tai acum și le pun pe foaie de copt. Când o scot aia, bag pasta la altă. Și, bineînțeles, vreau să procedăm la fel.
asta le-am făcut așa, să le tai mai egal, știți? Le-am împărțit prima dată în jumate și după aia iară în jumate, să fie egale. Așa. Vedeți? Acum arată un pic mai bine. Și cum v-am spus, așa le împăturăm. Uitați așa. În două. Și facem exact la fel ca cealaltă. Da, nicio diferență. La fel. Și acum am pus pe hârtie de copt. Când scot aia, o golesc și pe asta o pun cu hârtie cu top, bineînțeles, în tavă. Și o introducem încă o dată la cuptor și pe asta până se coace tot. După ce s-o copt foietajele, ne apucăm de budincă. O punem budinca la fierb, o fierbem, după aia o batem frișca, care am pus-o în frigider să nu stea la căldură. Vă arătăm și crema de smeură. Vă arătăm exact cum facem pas cu pas și cum le urnăm tot. Acum așteptăm să se coacă foile. Foietajul. Așa că așteptăm. Noi m-am gândit până stau să coacă foietajul, că vedeți că încă nu s-o copt. M-am gândit măcar să prepar budinca care am scos aici un dez de lapte. Am 100 pus, de mililitri, da, de lapte. Am pus praful de budincă, una, și una mai am aici, că două folosim la un litru de lapte. Uitați așa. Am vrut să fac și Maria m-a zis să vă arăt, să nu vă arăt. Și acum, bineînțeles, o să dizolvăm praful în lapte, că trebuie dizolvat. Lapte cu zahăr. Și dumneavoastră vă rog să puneți zahăr. Noi nu vrem să punem zahăr, dar voi să puneți. Bine? Că să pune și zahăr. Dar toată lumea știe să facă o budincă. Da, normal. Deci atâta trebuie numai praful, un praf, jumătate de litru de lapte și două linguri de zahăr. Așa e rețeta la budincă. Dar eu fac dublă, deci am pus două budinci și pun un litru de lapte. Și eu nu pun zahăr, fiindcă noi nu vrem să fie dulce. Dar voi, dacă puteți și mâncați cu zahăr, vă rog să puneți și la două budinci, patru linguri de zahăr. Să fie dulce și gust bun. Și acum ați văzut, uitați, am amestecat. Asta e amidon, știți, nu? Deci s-a amestecat foarte bine, s-a topit praful, n-are bobolașă. Și acum restul de lapte punem la fiert, că aici am scos cu foarte puțin. Uitați, am aici un litru de lapte, din care am scos foarte puțin, decât 100 de mililitri, ca să topesc numai budinca. Și restul o să golesc într-o oală mai mică și o pun la fiert. Și când fierbe, trag deoparte, pun compoziție, o amestec, îi mai dau un clocot și aia e budinca. O lăsăm la răcit. Și asta o să facem imediat. Deci am amestecat foarte bine. Uitați cum arată. E fină, nu mai are cocolașă. Dacă cumva mai are, trebuie amestecat foarte bine. Că se topește, să imediat se dizolvă. Așa. Așa arată. Și acum punem laptele. Am pus laptele ce m-au rămas aici, la fiert. Imediat fierbe, trebuie să așteptăm un pic. Și cum vedeți aici, am amestecat compoziția, deci două budinci cu un pic de lapte, la care v-am spus că noi nu punem zahăr, voi dacă vreți puneți zahăr. Și bineînțeles, o să turnăm aici. Amestecăm, că trebuie amestecat. Uitați ce culoare frumoasă are. Și amestecăm într-una până să îngroașe compoziția. Când s-a îngroșat, oprim aragazul, o punem la răcit.
și după aia o să vedeți mai departe. Eu asta am fiert acum, fiindcă trebuie și să sărăcească și trebuie să așteptăm. Așa arată, vedeți? Uitați cum s-a îngroșat, fierbe. Acum oprim aragazul. Am oprit, gata. Uitați ce gros e. Acum o să punem să sărăcească. Deci, așa arată budinca noastră de fructe. Dragii mei, budinca s-o fierte, l-a răcit. Trebuie să așteptăm până sărăcește. Și noi, între timp, trebuie să batem frișca. Avem aici, cum v-am spus, 700 de ml de frișcă. O băgăm într-un bol curat, așa, tot. Am ținut-o la frigider la rece, am pus tot. Și acum, bineînțeles, o batem bine, 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 până se întărește. Prima dată la viteză mică și după aia la viteză mare. Nu o să vă țin eu până bată frișca, dar v-am spus și v-am arătat. Deci când o să fie frișca bătută, o să vă arăt cum arată și cum procedăm. Ei, am bătut frișca, uitați-vă aici cum arată, vedeți? Deci se poate întoarce blidul, liniștit, că nu pică din ea, s-a bătut foarte bine. Și acum mă uit să văd dacă s-a răcit budinca și începem să montăm. Numai să vedem dacă e suficient de răce. Am scos foietajul din cuptor. Uitați, așa au ieșit. Să știți că, uitați-vă aici, nu i-a luat ăla bun de foietaj, care am crezut eu că se umflă, se desface. Normal, trebuia să se umflă, să se desfacă. Uitați-vă aici. O vedeți din jos. Se vede? E coaptă. Deci nu e crudă, e coaptă. Dar nu se ridică. Uitați. Deci, normal, ăsta trebuia să se desfacă. Ăsta un pic așa... Dacă se vede, s-a ridicat un pic, dar foarte puțin, nu cum trebuia. Normal, trebuia să se desfacă, uitați așa, cum e aici, să se desfacă așa poiță, cum se face foietajul. Dar eu cred că ăsta e altfel de ăsta. Nu a ieșit cum am vrut eu, dar nicio problemă, că le facem, o să vedeți, numai să sărăcească budinca, că încă și budinca e caldă și asta e caldă și nu le pot monta, că trebuie să așteptăm să sărăcească. Și o să facem așa una peste alta, o să vedeți cum, nicio problemă, că se poate folosi. Numai îmi pare foarte rău că nu a crescut, nu a ieșit cum am vrut eu exact să iasă, înțelegeți? Nu am putut să facem bărcuță, dar da, vom face în această formă. Dar vom face numai o singură formă, nu două, cum am vrut eu. Și să știți că o să-mi rămână foarte multă frișcă și cremă și o să fac la Miri un... tortuleți micuți, am pișcotă din asta de șampanie, așa se zice, și o să pun din jos și o să pun așa păstraturi. Deci o facem a doua prăjitură, o să vedeți. Exact, o să vedeți cum, dacă tot îmi rămâne ingrediente, să le folosim. O să aruncăm, o să refolosim. Deci o să facem două modele, tot două, numai nu din aluat, o să mai introduc și pișcotele. O să fie mică, din asta de chec, care am pus foaie de copt, așa, numai din jos. Și bineînțeles o să punem pișcotele așa, că intră exact la fix, dacă vedeți, uitați așa. O să punem un strat jos, din capăt până în capăt, așa, uitați că trebuie întors, să fie tot la fel. Așa, exact, 2, 4, nu contează câte bucăți sunt, că depinde de mărimea tăbii, mami. Nu, m-am numărat ca să văd dacă mai pot să pun un rând, mami. De-aia mai poți. Da. Și acum, acum am pus un rând din jos, n-am siropat, fiindcă budinca încă e călduță, am aici, și o punem direct peste
Acum, mami, numai un pic, o să arătăm după ce pun pe ea și le întindem, că nu... Deci toată lumea știe să pune o budincă peste ăsta. Deci am pus stratul de budincă. Da. Uitați ce faine de fructe. Așa, le-am întins cât s-o putut, bineînțeles. Și nu mai pun încă un strat de piscot. O să pun direct frișcă și după aia fructe. Atât. Acum punem, să vedeți ce tare e frișca, o să pun așa cu lingura și după aia întind cu cuțitul. Deci atât ai de tare, credeți-mă, de nu pică jos după lingură. Uitați-vă aici, uitați. Nu. Păi nu trebuia să o bați așa de tare atunci. Foarte, foarte tare. Și am cuțitul care o să le împing așa, le... Facem exact cât e tava, ca să fie, da, drept, ca să, când se întărește, să fie un strat, o să vedeți, vreau să fie. Am nivelat și acum punem... Se întregi. Mami este foarte concentrată la pusul smeului. Da, să știți că, uite, iertați-mă că când fac ceva, credeți-mă că Maria tot îmi spune, vorbește. Da, eu... cu capul aici băgat, știți? Și atunci nu pot să vorbesc, că mi s-a atent ce fac aici. Că vreau să le punem așa, să fie peste tot egal, știți? Nu mai avem mult. O să... Ajunge, mama, cred că ajunge. Da. Aici e foarte micuță, dar mai punem una lângă. Da, așa arată. O să le punem în frigider, bineînțeles. Și când o să tăiem, că nu putem tăia acum, că trebuie să punem în frigider și o să tăiem ori de seară, ori mâine dimineață. Așa că o să vedeți ce fain arată. Deci e roz, alb și cu smeura. O să prezentăm, poate să facem separat prezentarea pentru asta. Așa că acum nu rămâne decât să le fac poietajele. Asta o să punem la frigider, că trebuie să steie, așa cu tavă, cu tot. Și când o să tăiem, vă arătăm. Ne apucăm de foietaje. Da. Te rog să pui asta în frigider. Și, dragii mei, acum încercăm să o montăm. Deci aici avem crema de budincă, care o să punem... Așa, peste. Hai să mai punem aici un pic, că e puțin cu asta. Atât. Acum o să încercăm să punem, știți că eu nu am așa. Și acum asta să vă arăt, punem capacul, așa frumos. Așa. Aici am zahăr praf. Așa. Și aici, bineînțeles, am niște smeură. Așa.
mai punem și pe lângă. Ați să vedem ce avem pe aici, așa, între, așa. Trebuie mentă, pentru că acum am mentă, dar n-am dus mentă. Dragii mei, cam așa o să arată plăcinta noastră. Așa am avut cam... bine, dacă aveam cu ce să pun frișca mai frumos, arăta mai bine. Dacă era cu etajul mai desfăcut, arăta și mai bine. Deci totdeauna ai loc de mai bine. Dacă voi puteți să o faceți mai bine, chiar vă rog să o faceți, să o încercați, că ați văzut că nu-i greu de făcut. Garantez, gustul este foarte bun. De arătat, arată chiar extraordinar, dar eu zic că e foarte bun. Așa că eu vă spun la revedere și poftă bună!